Bună ziua și bine ați venit! Eu mă numesc Odilia Pătrus, un șef serviciu. În numele Bibliotecii Județene, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru interes și disponibilitate tuturor celor care au dat curs invitației de a fi astăzi aici. Evenimentul de astăzi este dedicat zilei de 24 ianuarie și marchează împlinirea 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost primul pas important pe care a înfăptuit statului național unitar român. Manifestarea de astăzi are loc aici, astăzi, iar unde va continua în Comuna Vărăști. Evenimentul este organizat de Biblioteca Județeană, Primăria și Consiliul Local Vărăști, în colaborare cu Cenacul Literar Luceafărul, Centrul Cultural Vasile Militaru Vărăști, Consiliul Local al Seniorilor, Primăria Giurgiu, Societatea Culturală Vasile Militaru, Chișinău. Ne bucurăm să avem astăzi alături de noi, din partea Primăriei Municipiului Giurgiu, pe domnul viceprimar Ion Dragomir. Bine ați venit! Primăria Vărăști este reprezentată de domnul administrator public Gigi Savo, domnul Victor Boiangiu, fost parlamentar și președinte al Consiliului Județean Giurgiu, în prezent președinte al Consiliului Local al Seniorilor de cadrul Primăriei Giurgiu și, în ultimul rând, membru în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene. Domnul Emil Tarianu, profesor, scriitor și publicist, membru în Consiliul Științific al Bibliotecii Județene. Doamna Dunia Pălângeanu, poetă, președinta a Cenacului Literar Luceafărul. Domnul Cosmin Constantin, director Centrul Cultural Vasile Militaru Vărăști. Doamna Maria Constantin, bibliotecar la Biblioteca Comunală Vărăști. Domnul Emil Păunescu, museograf, consilier Primăria Municipiului Giurgiu și colaborator fidel al Bibliotecii Județene. Din partea Inspectoratului Școlar, domnul Adrian Nichita. Adresez un călduros bun venit invitatelor noastre de peste Prut din Republica Moldova. Doamna Veronica Pârlea Conovali, profesor de istorie, scriitoare, membra Uniunii Scriitorilor de Limba Română Chișinău și Uniunii Ziariștilor din România. Doamna Maria Șalaru, colegă de-a noastră bibliotecară, președintă Societatea Culturală Vasile Militaru Chișinău. De asemenea, avem alături de noi elevi de la Colegiul Național Ion Maiorescu, însoțiți de doamna profesor de istorie, Mirela Sabasanu. Văd în sală mulți scriitori, Giurgiu Veni, domnul Miron, Corneliu Miron Urâtu, doamna Gigica Peptănaru, doamna Marioara Nedea, și să mă iertați dacă am uitat pe cine, domnul Rădan, domnul Dincă, da? Mai mult. În continuare, îl invit pe domnul viceprimar, dacă dorește să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua! Eu am avut privilegiul astăzi de a primi în jurul orelor 12 cele două invitate de dincolo de Prut, frații noștri de dincolo de Prut. Sunt marcat și acum de discuțiile care au avut loc și le urăm bun venit acasă, bun venit în România, bun venit la Giurgiu, bun venit la Biblioteca Județeană. În 1990, Mircea Znegur, fostul președinte al Basarabiei, al Moldovei, al Republicii Moldova, spunea să ne ținem de neamuri. La vremea respectivă nu mi-am dat seama de semnificația acestor vorbe. Abia în următorii ani am înțeles ce înseamnă să ne ținem de neamuri. Și cred că ne ținem de neamuri, îi așteptăm alături de noi în Europa Unită și după aceea, dacă se poate și eu știu, cu bunul, voia bunului Dumnezeu, să fim din nou ce am fost și mai mult decât atât. România Mare. Vă mulțumesc și
Încă o dată să vă simțiți bine în această săptămână. Mulțumesc mult! Să rămână doamnelor, bună ziua domnilor! Sigur că am fost întrebat dacă pot să spun câteva cuvinte. N-aș putea să ne că n-am dorit să spun aceste cuvinte, dar totuși, deși pare curios, sunt plin de emoții, pentru că în sală și lângă noi și peste tot se găsesc oameni de elită, oameni care au o cultură la bază și care astăzi ne onorează cu prezența. Suntem fericiți să aniversăm 160 de ani de la Unirea Principatelor. Cu doamnele din Chișinău ne-am mai întâlnit la Chișinău. Am mai discutat și astăzi în biroul domnului viceprimar și acest patriotism care l-am regăsit la dânsele m-a bulversat încă o dată, așa cum am fost și la Chișinău. Și de aceea sunt convins că fiecare dintre noi care ne aflăm aici gândim la fel. Vă mulțumesc mult pentru prezență, să avem în suflet România întotdeauna unită și pe români să iubim mereu. Mulțumesc! Bună ziua! Într-adevăr, iată și natura s-a pregătit de sărbătoare. Este afară iarnă, dar un soare deosebit de strălucitor luminează această întâlnire, o întâlnire deosebită, fiindcă, iată, avem alături de noi două doamne deosebite, două doamne care vin de dincolo de Prut, să ne bucurăm împreună, să facem această unire de care s-a vorbit până în prezent, dar cu atât mai mult cu cât mă bucură faptul că, iată, venirea dumnealor aici nu este întâmplătoare. Au venit de peste Prut să sărbătorim împreună un poet, din păcate, mai puțin cunoscut. Cu toții am auzit versurile. A venit aseară mama din Sătucul de departe ca să vadă pe feciorul astăzi domn cu multă carte. La început s-au crezut că sunt versuri populare. Au fost atribuite apoi lui George Coșuc aceste versuri care începe poezia A venit aseară mama. Dar puțin dintre noi știm și, din păcate, prea puțin români, știm că aceste versuri sunt scrise de un giurgiuvean de-al nostru. Un om care s-a născut într-o familie simplă din satul Dobreni, comuna Vărăști. Un lucru extraordinar. Un om care a scris foarte mult, o să vorbească probabil cei care vor urma mai mult despre opera lui Vasile Militaru. Vom vorbi mai mult mâine, fiindcă îl știu pe Cosmin și pe doamna Maria, îndrăgostiți de ani de zile de când au început munca la Biblioteca din Vărești, îndrăgostiți de acest poet pe care au dorit să-l facă cunoscut. Doamna Maria, știu că recită atât de frumos versurile lui Vasile Militaru, și bănuiesc că ne va face această bucurie, dacă nu astăzi, ce puțin mâine, să auzim lucruri extraordinare. Se cunoaște faptul că Vasile Militaru a realizat în creația sa și s-a înscris în patrimoniul literar românesc cu fabule. Fabule extraordinar, cu tâlc, fabule deosebite, bine inspirate, unde cuvintele curg aidoma râulețului care curgea odinioară prin fața casei părintești de la Dobre. Iată, a trebuit să vină cineva de dincolo de Prut să ne stimuleze acest eveniment literar, cunoașterea unui poet de la cărei moarte se vor împlini în acest an 60 de ani. A murit foarte greu, foarte ciudat, la Oamnele Mari, când la vârsta de 74 de ani fusese condamnat de tribunalul din Craiova să facă cel puțin 24 de ani de pușcărie. Avea atunci, când a fost condamnat, 74 de ani. Închipuiți-vă
ce condamnare crudă. Dar nu vreau să vă rețin atenția, oricum este un semnal pentru noi, pentru generațiile tinere, să cunoască creația lui Vasile Militaru, un giurgiudean de-al nostru. Vă mulțumesc pentru aceste clipe frumoase și sunt sigur că doamnele se vor simți bine aici, în sudul României, unde vor avea de înțeles și de cunoscut oameni de valoare. Vă mulțumesc! Doamna Daniela Bardan, manager al Bibliotecii Județene, mulțumește partenerilor implicați în acest proiect, oferindu-le diplome din partea bibliotecii. Așadar, primește diplomă de onoare domnul Victor Boianciu, președinte al Consiliului Local al Seniorilor Giurgiu, ca semn de mulțumire pentru eforturile depuse în organizarea evenimentului cultural Unirea în File de Istorie și Literatură. Doamna Dunia Pălângeanu, președinte al Cenaclului Literal Luceafărul, un animator cultural deosebit. Se acordă diplomă de onoare domnului Cosmin Constantin, director Centrul Cultural Vasile Militaru Vărăști. Diplomă de onoare pentru doamna Maria Constantin, bibliotecar, Biblioteca Comunală Vărăști. Se acordă diplomă de onoare invitatei speciale a noastră de astăzi, doamna Veronica Pârlea Conovalin. Și doamnei Maria Șalaru. Și acum să trecem la subiectul manifestării noastre de astăzi. Despre unire, ne va face o scurtă prezentare domnul Emil Păunescu despre unirea Principatelor Române, important moment al istoriei românilor. Onorat auditoriu, am un of. Anul trecut, ziariștii dornici să se înscrie, dornici să se înscrie într-o modă, asta cu demitizarea, cu luarea așa puțin în bășcălie istoriei, au utilizat o sintagmă în legătură cu unirea principatelor de la 24 ianuarie. Mica unire. O prostie. Noi, anul trecut, am sărbătorit 100 de ani de Românie Mare. Acum, peste două zile, sărbătorim 160 de ani de stat român modern. România există de 160, nu numai de 100. Apoi, unirea aceasta de la 24 ianuarie 1859 a fost pasul indispensabil pentru a se ajunge la România Mare. A fost un program, ceea ce din păcate nu are România de astăzi, un program al generației de la 1848, care în urma intervenției imperiilor otoman, cel mai blând, austriac și mai ales țarist, nu a putut îndeplini acel program de unitate la 1848. A mai fost nevoie de 11 ani. Printre cei care au contribuit să se realizeze statul român modern în ianuarie 1859, s-au aflat și Giurgiu Ben. Spre exemplu, fostul ajunt al șefului garnizoanei Giurgiu din timpul Revoluției, șeful garnizoanei a ajuns mai târziu ministru de război și politician renumit, este vorba de Cristian Tell, brașovean de origine,
Ajuntul lui era Giorgio Bean și se numea Grigore Selurie. S-a întors din exil cu câteva zile înainte de alegerile pentru celebrele divanul Radcov. Și a candidat din partea Partidei Naționale, din partea Colegiului Orașului Giurgiu, pentru a fi membru al acestui divan. O condiție ca să reprezinți orașul trebuia să demonstrezi că ai o proprietate în acea localitate. Dacă nu mă înșel, condiție și astăzi, nu? Ca să fii deputat parlamentar de o anumită zonă a țării. Ei bine, Grigore Selurie, fiind condamnat de tribunalul post-revoluționar, nu, i se confiscase casa, nu mai avea o